Cinstită adunare, stimați oaspeți, draga mea soră, dragul meu cumnat, iubita mea mamă. Acestea sunt vorbele cu care ar dori să înceapă cu noi o discuție. Astăzi, acum, aici, în aceste clipe de fericire și de bucurie din viața sa tânărul nostru Crai. Ca și orice Crai însă care se respectă, are persoana mea purtător de cuvânt, drept și pentru care am să vorbesc eu în locul domniei sale. Ne punem întrebarea, cinstită adunare, ce poate să fie mai plăcut? Ce poate să fie mai frumos în fața noastră a oamenilor, dar mai ales în fața lui Dumnezeu, decât acele clipe în care, iată, doi tineri, care nu s-au văzut, care nu s-au cunoscut, începând de astăzi, își iau zborul de sub aripa ocrotitoare a părinților lor
pornind împreună pe un nou drum în viață. Ai spune acestui tânăr, astăzi, acum și aici, de către noi cei mai în vârstă, că acest nou drum al vieții sale va fi un drum lin, drept, fără urcușuri, fără coborâșuri, fără gropi. Ar însemna să-i spunem o mare minciună. Iar el să pornească pe acest nou drum al vieții sale cu minciuna pe care noi am spune-o. Cinstite tinere, drumul pe care pornești începând de astăzi este un drum prevăzut cu multe necunoscute. Cu multe urcușuri și coborâșuri, cu multe gropi. Nădăjduim însă, toți cei care suntem aici, și nu numai noi, că prin credință în Dumnezeu, prin sfaturile pe care o să le primești în continuare de la scumpa ta mamă, atât cât Dumnezeu o să o țină pe pământ, vei face ca acest nou drum al vieții tale să fie cât se poate de lin, cât se poate de drept, iar noi toți cei care te știm, te cunoaștem, te prețuim și te iubim, îl rugăm pe Dumnezeu ca acest nou drum al vieții tale să fie presărat cu petale de trandafir. Tânărul nostru creișor, plin de dragoste și dor, de dimineață s-a sculat frumos traian, îmbrăcat înspre soare, s-a uitat și astfel la cuvântare. Soare, soare, frățioare, care vii din depărtare, spune, n-ai văzut oare? Fată faină ca o floare, pe care să o iau acasă să o fac a mea mireasă. Soarele a răspuns zău, păi am văzut un anzală. Fată faină ca o lumină, să o duci la tine în grădină. Înainte însă, de a merge să culegem această floare din grădina în care a crescut, tânărul nostru fraie și îndreaptă gândul său către scumpa sa mamă, care m-ai făcut, m-ai îngrijit, din pe vatră să nu. Doamne, mamă dragă, din somn dulce, de multe ori te-am sculat, odină nu ți-am lăsat, fiind mic și nepriceput. Ba, când e lucru tu mi-ai dat, jucându-mă m-ai aflat. Când m-ai trimis în sus, eu m-am dus în jos. Iar când m-am dus în jos, tu m-ai trimis în sus. Dar acum, la acest ceas de sărbătoare din viața mea, spune tânărul nostru, trebuie, mamă dragă, aduce aminte doar de lucrurile bune pe care le-am făcut și pe drumul pe care pornesc începând de astăzi, te rog să spui din tot sufletul, bunul Dumnezeu să fie alături de mine și să-mi dea noroc. Dragă mamă, acum tu vină, dar să te sărut. Stai cu mine. Iar acum, dragă adunare, vă pun și o întrebare de la mic până la mare. De la această sărbătoare, cine ne lipsește oare? Voi încerca eu să vă spui, lipsește tata Mirelui, care la Dumnezeu a plecat, lăsându-l trist și nemângheat. Iar tânărul nostru așa grea prin gurarea, dragă tată, eu te plâng cu două ori și cele, azi, în ziua minunată. Iată, iubita mea soră, dragul meu cumnat. Iată a sosit clipa în care, iubita mea soră, fac și eu pasul pe care tu l-ai făcut cu mulți ani în urmă. Ai dus aici la casa părintească acest minunat cumnat al meu, pe care mi-a spus, pentru mine înseamnă enorm. Este clar. Vă mulțumesc vouă, viilor voștri, pentru că astăzi sunteți aici alături de mine, la fericirea mea. Vă rog și pe voi, în aceste clipe de fericire și de bucurie din viața mea, să vă alăturați și voi, mame noastre, și să spuneți și voi, din sufletele voastre, pe drumul pe care pornesc începând de astăzi, Dumnezeu să fie alături de mine și să-mi dea noroc. Dragii mei, mă duc veniți și voi să-mi salut. Cinstită adunare, într-o discuție avută cu Valentin, mi-a spus niște lucruri pe care, deși m-am anunț de foarte mult timp, nu mi le-a mai spus nimic. Mi-a spus următoarea chestiune. Am căutat în foarte multe dicționare câteva cuvinte pe care
să le iau, să alcătuiesc măcar o frază prin care să mulțumesc la mama și prin mama, tata, pentru tot ceea ce au făcut pentru mine. Mi-a spus, cuvintele sunt atât de sărace, încât niciodată, chiar dacă voi trăi 100 de ani, n-am să reușesc să găsesc acele cuvinte prin care eu să mulțumesc părinților mei pentru tot ce au făcut pentru mine. Mi-a spus, doar să vă transmit atât. Dragă mamă, îți mulțumesc că m-ai născut, m-ai educat și m-ai crescut. M-ai păzit ca să nu cad. M-ai păzit să nu mă ard. Mi-ai spus podul cum să trec, m-ai păzit să nu mă înnec. De aceea a spus și spune acum, cuvintele sunt de prisos. Dragă mamă, îți mulțumesc frumos. Iar acum vom merge după mireasă ca Dumnezeu să ne trăiască și apoi la cununie Dumnezeu cu noi să fie. Să spunem toți ca bunul Dumnezeu să-și reverse harul Său cel Sfânt asupra acestor tine, asupra familiilor lor, asupra noastră a tuturor, iar Dumnezeu să le dea tot ceea ce își doresc. În primul rând, sănătate, să fie fericiți și împreună să ne bucurăm de această nouă pereche. Fericire, noroc și Dumnezeu să vă aibă în pază!
Ce faceți dumneavoastră? Bine, sănătos? Da, bine. Bucuroși de astăzi? Da, bine, așa să-ți am o jumătate de gură. Bine, de pe drum, dragii mei. Și am văzut că sunteți așa, cu funcție, n-arăți orice de lucru. Uite, uite ce am aici, să vă ajutăm, orice la lucru. Primim ajutor. Primim ajutor, cât de mult. Da, nu așa, știți cum e, de prima dată suntem de aceia care ne... Să vedem, să ne punem nimică, vedem și un sport de lucru. Haideți, haideți, poftiți în casă. E mâncat și de băut fără să lucrăm. Dar bine acum, știți cum e? Norocul dumneavoastră e cu mine, că-s negru, am mustață, numai clopul mai trebuie, că am venit în această familie cu un scop foarte bine definit. Dragii mei, acest tânăr, cum să vă spui, astăzi este nunta lui. Avem nuntaș, ceteraș, numai nu avem nenaș. Noi de aceea am venit la dumneavoastră aici, acasă. O întrebare scurtă pe care doresc să vă pun. Dacă dumneavoastră acceptați, pămire și pămireasă să-i curunați. Mare drag. S-o înțeles că o să mă îndrăg de dat. Păi, atunci stai să facem altă. Dacă dumneavoastră acceptați, pămire, pămireasă să-i curunați. O să vă rugăm ca împreună cu noi câte un pahar să împirați din sângele Domnului, că așa-i place omului. Și apoi vă merge după mireasă ca Dumnezeu să ne trăiască și apoi la cununire. Totodată. Vă rog să-mi permiteți ca din partea mirelui, implicit din partea miresei, să vă mulțumesc pentru gestul pe care dumneavoastră îl faceți. Acela prin care l-ați invitat să-i spune că, începând de astăzi, dumneavoastră deveniți părinți sufletești ai celor doi tineri. Îl rog pe Dumnezeu, cu ce dumneavoastră veți contribui în această zi, în această seară, Dumnezeu să vă dea în zeci. Să aveți parte cât de mai mulți fiind, că sunteți tineri, frumoși, vi se stă să fiți de nănași. Suntem siguri că din experiența dumneavoastră de viață, chiar dacă nu este nu știu cât de lungă, sunteți în măsură să dați acele sfaturi pe care orice cuplu la început de drum are nevoie. La fel suntem siguri că tinerii noștri vor avea de la cine să ceară ajutor, de orice natură va fi el, de la cine să ceară sfat, sau cum se spune, vor avea pe omul cui să se sprijine. Sunteți tineri, sunteți frumoși și mirii și dumneavoastră. Prevăd peste ani și ani două familii fericite, două familii prietene, două familii care împreună o să iei viața în piept. Îl rog pe Dumnezeu să aveți parte de sănătate, să fiți tineri tot timpul frumoși, la pungă cât de groși, să ne trăiți într-un mult și fericit an. Dumnezeu să dea noroc! Le mulțumim pentru tot, pentru toate. La mulți ani, fericire tinerilor și nașilor! Fericire și noroc să dea Dumnezeu! Grapă! Ziua! Bine v-am găsit sănătoși, oameni buni și credincioși! Bine ați venit la noi! Dar ce stați aici adunați dumneavoastră, iubiți frați? Văd că beți, văd că mâncați, dar până nu ne invitați! Nu, e familie foarte numeroasă, dar dumneavoastră ce căutați? Cine mai căutați? Ce doriți, ce căutați? Ce doriți, ce căutați? Ne spuneți ce căutați? Sigur că mâncați! Deci eu reprezint acest tânăr Clai, foarte bine, care este un foarte mare culegător de flori.
Ne bucură. Înțelegeți dumneavoastră. Da, înțeleg. Deci are el la el în grădină tot ce există floare în lume. Da, îi mai trebuie floare. În afară de una singură pe care noi o căutăm. Și vă rog să mă credeți. Sunt trei luni de când vinim, ne uităm și nu durim, vai de capul meu. Cred, eu pot atâta, tot orașul ăsta, vai de capul meu. A fost, să vă spun o chestie, a fost la primărie. Da. Primarul ne-a spus în felul următor. Da. Puteți să căutați în fiecare casă, în fiecare apartament, până când acest tânăr crai își găsește floare. Am luat din brădă de încoace. Am capătul în zălaul din încoace. Domnule, mă purta cu toate blocurile astea, vă dați seama, om bătrân, mă dor ticioarele de vai de capul meu. N-am găsit nimic. E, acum am ajuns la blocul ăsta. Trebuie flori. Din coace nu, din coace nu. Da. Acum am ajuns la dumneavoastră. Dacă ne permiteți, să vedem dacă cumva floarea pe care el o caută este la dumneavoastră. Da. Bine, dacă nu... Merge mai departe. Dar ce să fac? Corect. Dar e o chestiune. Noi avem cărți latinești. Dacă vrei să le citești. Le citim. Nu ne-a trebuit un popă cu barbă cănită să nu ne rămâie cartea necitită. Iar avea și barbă de asta să nu ne rămâie cartea nealeasă, Doamne, bine ar fi. Ce ziceți? Păi trebuia să aduceți pe popă acasă. Păi nu să vedeți. E ștampilat, da, da, e legitimația mea dată de primarul, e ștampilat, e parafat, trei de viața mea, tătătăr, cum?